Și acum ați observat în spațiul public săptămâna aceasta, la început, membrii coaliției de guvernare, liderii celor trei partide, împreună cu membrii ai guvernului, au avut o conferință de presă prin care au anunțat măsurile programului Sprijin pentru România, măsuri care au rolul de diminuare a efectelor atât a pandemiei, care noi sperăm că a trecut, și a războiului care este la granițele noastre. Este o măsură, un program de sprijin important cu o valoare de 17,3 miliarde de euro. 50% din aceste fonduri provin din fonduri europene, 50% din fonduri guvernamentale. Și așa cum sper că ați observat, încă de această săptămână, noi am votat în plenul Parlamentului României primele două măsuri, aici fiind vorba de salariu minim în agricultură și în industria alimentară, salariu minim de 3.000 de lei. Și în același timp am votat și următoarea măsură din acest program Sprijin pentru România, o măsură care are rolul de a diminua efectele creșterii prețurilor în sectorul de construcții, în principal. Este un program amplu, un program care are ca principal obiectiv atingerea unor beneficiari, în jur de 12 milioane de beneficiari. Este un program care are mai multe etape, unele vor intra în vigoare din 1 iunie, celelalte în cursul acestui an. Colegul meu, domnul